Așa au arătat cluburile din nordul stațiunii Mamaia. Îmbrăcați extravagant, mii de tineri au început să petreacă în aer liber încă de la orele amiezii. Pe seară, distracția s-a mutat în spațiile închise. După multe șampanii, unii au uitat de inhibiții și s-au suit pe mese. Și ținutele au fost pe măsură, iar banii pe care i-au scos din buzunare pentru această noapte incendiară nu au contat nicio secundă. Seara s-a terminat cu focuri de artificii, iar acesta este doar începutul. Petrecăreții mai au în față încă 3 zile și 3 nopți de distracție.